Salutare, dragi împătimițe! Ce... Vin cu o întrebare. Ce ați făcut voi în carantină? Lăsați-mă să ghicesc. Cam ce am făcut și eu, nu? Mașinuțe, jucării. Pentru oameni mari. Sau cum zicea cineva, pentru părinți să se joace și copiii să se uite. De cele mai multe ori, cam așa se întâmplă. Bun. Carantină fiind, ieșim din casă mai puțin și cu folos sau cu un scop de jucat cu mașinuțele. În fața casei sau în grădină din spate, nu parcuri, stăm acasă să ne fie bine. Bun, ce facem când stăm acasă? Upgradăm, reparăm, achiziționăm, mai construim, mai un proiect, unul altul. Haideți să vă zic cam ce am făcut și eu, după care aștept niște sugestii, niște filmulețe pe ce ați făcut voi acasă. Și haideți să încep cu crawlerul. M-am îndrăgostit de crawler, nu eram un fan al mașinuțelor electrice, dar de când mi-am luat crawlerul, încep să mă atrag. Toate că mai am un brushless, un Vantage, am văzut că mulți dintre voi au. Tot pe Nitro sunt, de cele mai multe ori cu Nitro mă joc. Dar mai recent, crawlerul mi-a dat de furcă și... Mi-a dat de furcă, mi-a dat de lucru, să zic așa. Și ce am căutat să-i fac? Să-l upgradez, dar cosmetic. Nu să-i îmbunătățesc performanțele, deocamdată, dar să-l cosmetizez cu tot ce am putut, tot ce am găsit până acum. Urmează să mai vină niște accesorii. Și haideți să vă arăt și vouă ce am făcut. Și mai aștept și de la voi. Cum v-am zis, filmulețe, poze, sugestii. Da? Bun, cosmetizare estetică. După cum prea bine știți, este un Traxxas TRX 4 Defender. Am zis că mulți dintre voi au, pentru că este super, arată bine. Și bune, pentru cele mai bune crawlere, nu? Astea, axial, și nu mai știu, Yeti, sunt destule și faine. Ce am făcut? Decaluri, am mai pus-o și probabil o recunoașteți mulți dintre voi. Decaluri, în primul rând, superbe, geniale, arată nemaipomenit cu așa ceva, cu National Geographic. Puteți cumpăra cu National Geographic, cu Discovery Channel, cu Camel Trophy, depinde de culoare, depinde ce vă place cel mai mult și tot așa. Lumini. Am cumpărat setul Traxxas de lumini, da? Faruri și stopurile în spate. Am adăugat și o bară sus de proiectoare. Am preferat să cumpăr pe astea, mi se par mai estetice decât bara aia de la Traxxas cu LED-uri. Parcă asta au o formă, mi-a plăcut mie mai mult. Poate voi... Accesorii mici și detalii care fac lucrurile mai interesante. Prize de aer. Sau, nu? Tot. Am găsit și o busolă. Știți, pun ceasuri de alea. Chiciuri. De le găsiți la ruși sau la chinezi. Pe brățări găsiți. Și funcționează. Curios, dar funcționează. Numai plastic, ce n-are ce să influențeze și să nu funcționeze. Așa. Troliu? Zic bine? Da. Troliu. Funcționabil, de altfel. Asta este un scripete care deocamdată îl pun aici, dar e provizoriu. Așa. Cutii de lemn. Sunt fantastice, estetice, funcționale, deci le scoateți de aici. Au balamale din piele, lipite cu super glue. Ele sunt făcute din bețigașe de înghețată, găsiți să cumpărați la magazine de chinezării sau nu știu ce. Tasă de înghețată și din astea faceți nenumărate lucruri, depinde de voi, de creativitatea voastră. După cum v-am arătat cutiuțele astea. Și o remorcă pentru crawler. Ați mai văzut-o, am mai arătat-o. Dar ca să vedeți ce puteți face cu bețigașele alea, partea alea noastră e făcută toată numai de mine. Aici e oblon, se deschide. Am umplut-o de cutii. Am cumpărat până și un butoi. Ce interesant la butoiul ăsta este în aluminiu. Se desfac chestiile astea. Este funcțional, poți să pui ceva în el și nu curge. Foarte interesant. Caut să fac tot ce cumpă mașinuța asta să fie funcțional. Aici, în cutia asta, am diferite ustensile, am niște lanțuri din care o să fac niște lanțuri pentru roți. Pentru că cele care se găsesc deja de cumpărat, totuși cam firave, mă uitam la poze și nu. Și am cumpărat un lanț, am găsit și scot, dacă tot l-am menționat. Și din asta este și ieftin și faci din el. Zarele sunt ok, de mărime potrivită pentru roțile astea, deci se potrivește, este la. Aici am niște chingi, miniatură, vedeți cum sunt și puse pe remorcă, mai remorcă. Superbe, dau un aspect plăcut și realistic.
Cam atât. O scuze un pic, un pic, tati. Revin. Du-te la mami dacă vrei să te aștept ceva. Tati, ce faci? Uite, vorbesc aici un pic și după aia vin la tine. Ce altceva vreau să vă mai spun? Ce-am mai pus pe chestiile astea? Balamale, după cum vedeți, mânerele de uși. Ceea ce e interesant la Traxxas 3X4, ce se laudă ei că este o carcasă licențiată Land Rover. Da, nu zic că nu, dar sunt convins că toți care au așa ceva și au vrut să-și pună balamalele, s-au lovit de chestia aia, bă, unde pun balama asta. Asta. Și mai mulți au pus-o aici, la mijloc. Pentru că, normal, dacă te uiți la un Defender pe stradă, aripa este mai lungă, vine o balama jos și una cam sub oglindă. Bun. Eu ca să... N-am vrut să o pun aici, că parcă nu mi-a plăcut. Nu era... Era asimetric și nu știu ce. Am pus-o aici, în drept cu asta, și am scobit un pic cauciucul ăsta aici, dar finuț, cât să acopere perfect balama. Și se vede cam jumătate, dar este simetria care am vrut-o eu. Îmi place totuși. Nu o să pupă cu oglinda, dar asta e, nu-i vina mea, carcasa. Dar e... Bănesc cât de cât ok. Bun, geamuri transparente, v-am mai spus, carcasele, normal, înainte de a fi vopsite, sunt clare, deci se vede prin ele. Deci, automat, ele sunt vopsite prin interior, dacă vreți geamuri clare, fără să tăiați, să lipiți alte filme de plastic sau nu știu ce, le ștergeți cu acetonă, dar atenție mare că acetona atacă și plasticul, deci trebuie ștergi cu un gest două, da? Cât mai puțin insistat, cât să ia vopseaua. Și după aia, depinde și cum vă e norocul, poate găsiți o altă soluție mai bună, dar merg șterse, da? Ca să faceți interiorul. După cum vedeți, am făcut și interior. O să-l desfac să vă arăt. Mă aștept totuși niște figurine, am două figurine aici, care sunt de o scală mai mică și nu se potrivesc, le-am pus doar provizoriu. Trebuia să vină astăzi o figurină și mi-a zis, băi, vine astăzi figurina și fac și filmul ăsta și nu știu ce, dar n-a venit, probabil mâine, nu e nicio problemă. O să vedeți ideea. Bun, haideți să vă mai arăt ce am mai pus. Păi ea, cumpăra niște șireturi, da? Șireturi rotunde. Și a făcut niște tow rope. Se găsește de cumpărate de astea de tracțiune, cablu de tractat. Da, nu. Șireturi pur și simplu cu niște tub de ăsta de se micșorează. Înainte de tub am legat ceva să stea așa. Cârlige din astea. Se găsesc de cumpărat. Și am făcut două. Okay. Avem și un cric funcțional. Am luat și husă pentru roată. Am ales desenul ăsta. Sunt mai multe. Ați văzut? Găleată. Înăuntru am și o pâlnie. O mică pâlnie. Să umplu butoiul ăla din remor. Cu ce? Vedem noi, tații. Bun, altceva, o scară, da, pe partea asta, găsiți de cumpărat. Ceea ce mi s-a părut super, chestia asta de alimentat, de motorină, nu știu ce, înainte era un sticker aici, un ațipil, și găsește asta, se decupește, intră și este foarte mișto, este în relief, este altă treabă. Ce am luat și niște piulițe, n-astea la roți, mă gândesc eu că arată super, preșuri, de noroi. Da. Ok, nu sunt chiar scumpe. Sunt faimute. Bun, ce să vă mai zic. Haideți să vă arăt carcasa. Bun, am pus lumini pe ea. Și haideți să vă... Eu am optat să iau decât luminile fără, nu știu cum să zic, centralină sau nu știu ce, unde pur și simplu intră mufele de la faruri care se montează pe șasiu. Da, și centru de comandă sau nu știu cum să zic. Mă rog, știți la ce mă refer. Nu am luat decât lumine propriu-zise. Pentru că eu am mai pus lumini pe carcasă. Și ce am căutat întotdeauna, să pun sursa de curent, da, bateriile, pe carcasă. Când scot carcasa, nu stau să am grijă de niciun fir, de nimic. Pur și simplu o scot, da? O scot și luminile și cu sursa de lumini rămâne pe carcasă și n-am probleme. Cum am mascat sursa de lumini și unde am pus-o? Bănuiți probabil într-una din cutiile astea. Am prins-o de chestia asta, de portbagaj, da? I-am pus un switch aici, un întrerupător, da? A pus, s-a prinde, uitați, funcționează. Nu mai ai grijă, nu prea se vede că e un pic de lumină. Totuși ce am găsit eu, kitul ăsta de lumini, mi-a venit cu LED-urile astea galbene aici. Da, să văd, o să remediez treaba asta, da? Mă rog, să vă faceți idee ce am vrut să zic, da? Ce îmi place mie să fac la orice carcasă, indiferent, mai ales la cele pe nitro, da? Le izolez cu aluminiu. Adică, ce aluminiu? Aluminiu de asta. Găsiți la materia de construcții? Da? Bun, izolează termic. Oferă o... sau îi dă o flexibilitate sporită carcasei. Nu mai apar fisurile alea, crăpături, la margine, nu știu ce. Și mai ales la nitro sunt cele mai multe care ating carcasele de eșapament. Și știți că acolo se topesc. Ei, dacă izolați cu chestia asta, nu se mai topească. Între chestia asta și carcasă, mai puneți un
o foiță de clingerit sau de ceva în zona eșapamentului, nu peste tot. Că ar fi prea multă muncă și nu ar fi. Ca să fiți siguri, dar chiar și dacă nu puneți așa ceva, o să fiți mulțumiți de chestia de aluminiu. Și uitați cum arată, deci până untru toate este izolată până aluminiu. Și ce e important, nu se mai zgârie, fiind vopsite carcasele până untru, mai ales la cele până nitron. Și scoți, o bagi, tot așa, o dai jos, se zgârie, se atinge de motor, de chestiile alea, nu știu ce, se zgârie vopsea, o să nu știu, ia, dacă o izolezi cu aia, da, nu mai e problemă. Și am făcut, da? Interior, la asta, dacă tot suntem la asta. Găsiți de cumpărat. Încă nu l-am prins definitiv, că v-am spus că mai aștept niște figurine. Bun. Găsiți de cumpărat chestia asta. Da? Pe care o decupezi și o adaptezi carcasei pe care o ai. Ați mai văzut-o pe bani. E genială. Asta sunt figurine care vreau să le schimb, că sunt de micuțe. Sunt puse pur și simplu cu bandă dublată, de o să le iau ușor. Da? Asta e, și merge acolo. Mi-am pus chiar și lumină, a rămas aprinsă, în interior. Aici, un bec. Seara se vede super, se vede tot interior. Da? Dacă tot puneți lumini, hai puneți un LED și acolo. Legați voi și nu știu ce, și aia. Și dacă vreți să urmați sfatul să puneți sursa de curent pe carcasă, nu știu, cum credeți, dar eu cred că e mai bine, pentru că știți că pe Traxas, pe chestia asta, probabil și la greșit, o sursă de curent aici, da? Care se leagă parul lumini, ba, nu știu ce. Bun. Ce am făcut eu? Asta am legat minciul. Are o putere fantastică, că e alimentat la bateria asta, știți? Și n-am grijă de fire când scot carcasa, nu știu ce, fiecare independent. Lumina nu consumă din bateria ei, deci n-am treabă. Ăsta îl folosești când și când. Încă o chestie faină. Telecomandă de la Vinci. De ce nu? Deci. Lipită-l dublu adeziv, poți să dai jos ca să schimbi bateria când ai nevoie. Fain, nu te încurcă, n-ai nicio treabă. Mi se pare o idee genială, chestia asta ajustabilă, o ții după gât, că n-o scap nu știu ce și e. Te ții cu ea, după ea, cum vrei și cum îți. Bun, cam asta e trebuie să sunt și un steag, de ce? Și cu ce? Cu amânie. S-a rămas, drag, nu? Fai, o antenuță, iară cumpărată. Ah, bara. Bara este metalică, am găsit să cumpăr un model. Doar chestia asta în centru, da? Iar capetele astea le-am tăiat în bara originală și le-am pus aici. Normal când faci crawling, le cam dai jos ca să aibă roata o suprafață mare, să nu încurce, să nu se încurce de pietre, nu știu ce, cam mulți care fac crawling, nu știu ce, dau jos bara de tot sau taie astea, unii da, unii nu. Așa. Eu am pus ca să împărtășeze carcasa, nu vreau să rup, că cel mai mult mie îmi place cosmetica, să zic, îmi place cum arată. După cum v-am zis, nu am îmbunătățit-o tehnic prea mult, nu i-am sporit din ceea ce face ea. Puțină protecție, da? Chestiile astea metalice, să protejeze unde se lovește cel mai des, de pietre, de nu știu ce. Un switch, un întrerupător, ăla ca să nu mai dai carcaserul, să dai drumul la mașinuță sau să o oprești. Direct bagi mâna sub ea, carcasa apusă și ai oprit, ai dat drumul și tot așa. Ce e interesant că nu văd când se consumă, simți totuși când se consumă bateria, trebuie să-i fac ceva, o fereastră sau ceva prin ușa de aici la șofer sau să văd LED-ul de la Escalator sau cum îi zice. Bun, cam asta ar fi cu drăguța mea, haide să vă mai zic ca să nu vă plictisesc, ca să sting și mine, da? Am zis, e practic. S-a stins, that's ok. Totul funcțional. Ce mai am de schimbat? Chestia asta care sunt originale, dar am o canistră de aceeași mărime, care poți să pui și așa cu un doc mic, poți să pui ceva în ea, chiar aia e funcțională și poți să le înlocuiesc. De dată, lopețică, mai am o lopețică și pe remorcă, probabil ați văzut. Așa, am o scară din aluminiu, găsiți iară să cumpărați, foarte simpatică. Da? Urmează să mai pun ceva prin părți, niște canistre, niște, nu știu, o să mă gândesc. Bun, cam atât cu asta, hai să vă mai zic câteva despre asta și să nu vă plictisesc prea mult, asta e principalul meu grijă. Da, toată lumea zicea, bă, te lasă serverul de la direcție, pe YouTube și așa a fost, m-a lăsat serverul de la direcție. Și trebuie high voltage, nu poți să pui chiar în orice server, că se arde repede. Și, de unde am luat server? Păi nu puteam să-l las așa. După Traghi, am un Swarks, că l-am de vreo 8 luni de zile, nu m-am jucat niciodată pe el, până să mă joc, dar acum vreo 3 zile mi s-a stricat servo și am luat servo cu ăsta, că cu ăsta aveam high voltage. Asta este Traghi nou, este o
super mașință de calitate, motor bun. Îmi lipsește servo-ul de la direcție, am pus pe aia. Am și comanda, de altfel, când o să-mi vină, pun primul lucru, cu asta mă joc. Nu m-aș juca niciodată. Am cumpărat șasiul, mi-am pus motor, servuri, hai că mă joc, am destule, nu știu, probabil mulți ca mine că au și n-ai timp să te joci sau, mă rog, asta e următorul, următoarea mea grijă, să mă joc, să văd și eu ce poate jucării mea, traghiul meu, da? Este singurul traghi care am păstrat, am avut mai multe, am avut și Lossi, HPI, HPI, mi-a plăcut Sorks, mai am și un buggy Sorks pe Nitro, mai găsit mi-l și pe tot l-am menționat. Bagi, asta tot așa, cumpărat șasiul separat, carcasă nouă, șasiul nou. Am luat la un preț care, zici că ai câștigat la loto când zice cineva așa ceva. Deci, vedeți, e fără pat. Șasiul nou, roți noi, beta, motorul, bineînțeles. Nu va rosi stulpan, nu va rosi, am vreo 11 motoare, nu va rosi. Îmi plac, știți că sunt bun. Cei mai mulți dintre voi știți că sunt bun. Cu eșapament... tot nu va rosi, din câte știu eu. Bun. Ce trebuie la chestia asta? Trebuie să am niște servori pune, că sunt Savox, dar nu se potrivesc. Trebuie să le dau jos, să le schimb cu niște servouri high voltage, pentru că aici va veni o baterie lipo, da? 7,4V sau nu știu ce. Nu găsesc o baterie atât de mică cât să-mi încapă aici. Va trebui să schimb servourile și să-i pun lipo. Am lipo și pe traghi, pe celălalt Swords, deci va trebui, am zis că Fentes, bă, las că pun, nu mai cumpăr alte servuri, n-am încotro, trebuie. Bun, cam asta e. Ce să vă mai arăt? Ah, încă un proiect. Okay, eu mai am vreo câteva. Mai am vreo câteva HPI Savage, sunt un fan HPI Savage, mi se par cele mai bune monster truck-uri pe Nitro. Și am început un proiect HPI Savage XL. Da. Inițial am vrut să-l fac cu două motoare pentru că îți permite, dacă este mai lung șasiul, îți permite să pui două motoare aici. Găsești sau poți să faci o placă din aceea din aluminiu special pentru două motoare, cu două eșapamente, super, dar nu, am găsit un motor bun, un LRP, da, e cu pull start, super. Optic 3 viteze și mașalier, ăsta din metal, pur gear, poate zice. Asta e de la HPI Savage 25, primul model sau clasic, ăla e cutia, e super, da, e ok. Mai am de lucru, nu am întrebări cardane, nu știu ce, dar se va. O să le cumpăr. Niște roți frumoase, niște... mai am de lucru. Da? Servo-uri bune, numai Savox. Și, da, unul din proiectele mele în desfășurare. Altceva ce să vă mai spun, dragii mei? Am zis că vă mai arăt niște carcase. Știți că v-am zis că am pus lumini pe mai multe carcase? Uitați, încă una dintre ele ar fi asta. Da? Sursa, bateriile, da, se poate, aici, simplu, ușor, mai aproape, da? Izolată cu aluminiu și asta de asemenea, da? Chestia de aia care pui baterii, da? Am făcut niște găuri, niște tăieturi finuțe, ca să poți să treci și banda asta cu arici în ea. Și dă și frumos, nici nu se observă pentru ce e și nu știu ce. Știți că cei mai mulți fac o gaură în geamul ăsta ca să aibă acces la motor, ca să pună bujia de pornit, glow plug-ul sau igniter, da. Eu am preferat să nu fac o gaură și am făcut ceva mai estetic, îmi spune că v-am mai arătat, nu știu, dacă nu v-am mai arătat, v-am mai arătat. Am făcut o chestie asta, deci să nu deschid și am acces și la motor și la rezervorul de nitrofon ăsta, se potrivește la fix. Zăvorul ăsta, zic așa, din aluminiu, făcut de mine. Bala mare, găsiți de cumpărat de alea finuțe și decât o gaură arată mai super, da? Asta este, uitați, am și baterie, ia să vedem că... Luminile. Asta e, asta nu mai știu, nu știu dacă e Challenger-ul ăsta, Dodge Challenger sau nu știu, le confund, mai am una, hai să mai arăt încă, nu? Ești soția mea aici și n-are lucru pe mine. O să vă arăt la final ce-i faci pe jos. Așa, dragii mei. HPI Savage 25, un HPI Savage de la cea normal, da? Cu roate în aer în spate, are cam tot ce-i trebuie la asta și... chestia asta de protecție, două viteze și un mașalier și carcasa asta are pe ea lumini, da? Toate lucruri independente, super, aceeași fel de prindere a bateriilor, izolată cu aluminiu. Vă recomand să faceți, că de mult fac treaba asta și niciodată n-am fost dezamăgit, întotdeauna am făcut cea mai bună alegere.
Pe tot bine, mare, tot l-am adus. Un Force Engine 32 e monstru. Deci îți pur și simplu numai așa merge. Pe nitro, pe nitro. Cu toate că se pierde în tracțiune foarte mult pe roție de față când e în aer. Ca și la Traxxas, slash acelea, broașele sau nu știu ce, adică merg numai așa. Oricum e o satisfacție mare când obții așa ceva de la un nitro. E diferență între nitro, broașele și nu știu ce. Sunt un fan nitro. Îmi place să scot fum, să-mi bat capul, reglaje, tâmpenii. Am zis că să fac un filmuleț, sper să vă fac cu reglaje, cu tuning la motor, că nu este în limba română. Nu este în limba română și sper să fac în curând și să pun ori pe Checkers România sau chiar pe YouTube să-l găsiți acolo. Sunt dosiți. Ok. Altele, cam asta ar fi. Am mai multe mașinuțe? Da? Aici. Mai am și în țară. Nu sunt în țară acum. Mai am puțin. Nu sunt în țară acum. O să revin. Cam vreun an jumate și o să mă retrag de tot și o să mă întâlnesc cu voi cât de des o să pot. Mai am pe jos câteva mașinuțe. Losi. Asta pe care bine mi-a mai arătat. Da, vreo 3 Losi pe aici. În România mai am mai multe. Asta e la mine pe casă, activități de carantină, proiecte în desfășurare, filmul la televizor. Dragii mei, vă salut, sugestii, opinii, orice, sunt binevenite, comentarii, mai cu plăcere.